Stațiunea Pomicolă Târgu Jiu nu se află într-o situație prea bună. Are datorii mari către stat, dar și față de salariați. Dacă o mare parte din unitățile asemănătoare din țară s-au reorganizat și au reușit să depășească problemele dificile, la stațiunea Pomicolă Târgu Jiu încă se caută soluții. Această entitate de cercetare are datorii istorice care se ridică la 1,5 milioane de lei, fără a pune la socoteală majorările de întârziere și penalizările. În cadrul stațiunii Pomicole mai lucrează 11 salariați. Instituția supraviețuiește doar din veniturile proprii, dar și acestea sunt destul de mici. S-a ajuns la această stare din cauza retrocedărilor, stațiunea pierzând mare parte din suprafețele de teren pe care le deținea în urmă cu 10 de ani. Pentru o bună funcționare, unitatea are nevoie lunar de aproximativ 200.000 de lei. Salariile angajaților se ridică la 30.000 de lei, iar utilitățile la 10.000 de lei. La aceste se mai adaugă și cele pentru înființarea și întreținerea culturilor. Se arată într-un articol din cotidianul Panduru. În țară, o mare parte din unitățile omolage s-au reorganizat, li s-au anulat datoriile, au fost susținute cel puțin cu bani pentru salariile angajaților, se plânge directorul stațiunii. În momentul de față se așteaptă o lege de trecere a stațiunii de la Universitatea Constantin Brâncuș, din nou către Academia de Științe. O soluție ar veni din partea conducerii Universității Târgujiu, care ar fi dispusă să preia stațiunea Pomicolă, nu și datoriile. Acesta este și motivul pentru care Universitatea nu a făcut lobby până acum pentru preluarea unității de cercetare. Datoriile pe care le avea stațiunea Pomicolă erau mai mari decât întregul buget al Universității. Ne-ar fi băgat în faliment. Noi am solicitat să se facă trecerea, dar după ce se șterg aceste datorii. Și nu s-au șters. A explicat Adrian Gorun, președintele Senatului Universității din Turgujiu.